Happy Friends și bine ați revenit la Cultur! Astăzi stăm la povești cu prietenul și colegul nostru din serialul Sacrificiu, Denis Hanganu. Apropo de serial, vrem să vă spunem că s-a mutat ziua difuzării serialului. Nu veți mai avea parte de episoade miercuri seară, ci joi de la ora 10. Așadar, dragilor, ne vedem mâine cu un nou episod și până atunci vedem ce are Denis să ne povestească. Denis, mă bucur că te-am prins din nou. Tu îți dai seama că n-am mai vorbit de câteva luni. Bine, că n-am mai vorbit așa, gen un interviu, dar totuși au trecut câteva luni bune de când am vorbit ultima oară despre perioada grea prin care am trecut. Mă rog, o perioadă care încă nu s-a terminat, dar să sperăm că începe capitol acum că s-au mai relaxat lucrurile, s-au dat drumul și la teatru, ai văzut, s-au deschis și restaurantele și așa mai departe. Poate ne-am revenit până la începutul anului viitor. Dar până una alta vreau să începem interviul ăsta prin a-ți spune că începe școala, ăsta e cel mai important lucru. Nu știm cum o să fie, clar, o să fie total diferit, dar vreau să ne aducem aminte împreună de școală. Cum a fost la noi? Și evident, pentru că ți-am interviu, vreau să-mi spui cum a fost la tine prima zi de școală. Nu știu, să începem cu școala primară. Prima zi de școală se întâmpla undeva în satul Râșești, acolo unde m-am născut și am copilărit mare parte din timp. Era, bine, acum școala unde am făcut eu primara e renovare, cred. Nu știu dacă o să fie gata până când dau autoritățile drumul, că am înțeles că acum iarăși se amână, e niște probleme cu tehnologizarea asta, cu tablete, cu, având în vedere situația cu coronavirusul. Dar școala era, vai mama ei, într-o situație din aia deplorabilă. Și știu că erau băncile alea din lemnul ăla vechi, mâncat, și nu, atunci când te ridicai din bancă, se ridica într-un fel, deranjam pe colegul, era un fel de scaune din alea, cum erau, motografele vechi. Da. Foarte, foarte, foarte nașpa. Iarna rece, de înghețau și organele noi. Na. Vara cald, cât mai prindeam până în 15 iunie sau când se termina anul școlar. Și țin minte că în prima zi de școală, având în vedere că eu am făcut și grădinița tot acolo în sat, vreo 3 ani, dat de la 4 la 7 ani, am făcut și grădinița tot acolo. Mai erau la grădiniță, dar nu aveam emoții așa, nu prea aveam. Știi că de multe ori copiii întâmpină sentimentul ăla al... Da, păi așa am fost și eu. Da, sunt singuri, lăsați acolo, trebuie să aibă un program bine stabilit pe care îl respectă, stau la ore cu învățătorul, respectiv învățătoarea. La mine nu prea a fost așa, a fost o chimie așa între mine și învățătorul pe care l-am avut. În schimb, aveam un coleg în prima bancă și știam că nu prea e bine văzut prin sat acolo, știi cum e, tot felul de tipologii de oameni. Și mai erau oameni care, na, mai dădeau cu, cum se zice, cu... Ajută-mă! Ce? Dar, o împrumutau? Da. Și era dusă vestea despre familia respectivă. Știu că în fața mea eram a doua bancă în dreapta undeva. Stătea colegul ăsta și asta era temerea mea cea mai mare. Că eram, doamne, plec la școală și ajung acasă, mă ceartă mama că vin fără ghiozdan sau cine știe ce mai dispare. Asta prima grijă. În rest, super colegi, dar super diferit. Adică nu se compară cu ce acum și nici nu vreau să fiu... să mărșăluiesc aici pentru concepția asta de băi, când eram noi era mai bine sau vai, cum e școala în ziua de astăzi. Nu, deloc și ba chiar din potrivă eu susțin generațiile noi, dar da, e diferit. Dacă te uiți acum măcar printr-o analiză așa mică de studiu, doamne, o discrepanță de la cer la pământ. În condițiile în care am învățat, nu mai zic era mediul rural undeva prin Vaslui, dar da, total schimbat e mediu, total alte condiții. Acum programa s-ar putea să fi fost la fel, nu mai știu. Mă, da, vezi, ăsta e tristul adevăr, din păcate nu cred că s-au schimbat prea multe din punctul ăsta de vedere. Dar da, generațiile sunt diferite. Uite, apropo de asta, revin puțin la perioada aia, cum ai zis și tu, prima zi de școală, clasa primară. Dar tot în perioada aia, cum era pentru tine copilăria? De, uite, te uiți acum la... copii de 5 ani care umblă pe tabletă mai bine decât o facem noi și te șochează puțin, da? Ei sunt obișnuiți să umble de mici pe telefoane mobile, pe smartphone-uri, pe laptop, pe calculatoare, lucruri pe care noi nu le-am avut, nu că nu le-am fi dorit,
dar nu le aveam. Și cu toate astea au fost avantaje, na, și să zicem și dezavantaje, dar avantajul cel mai mare era că socializam, aveam prieteni, și am eu cel puțin în fața blocului, că am crescut la bloc, dar cum a fost pentru tine? Eu, stând acolo în sat, am urât tot timpul să fac temele, asta de la bun capăt, să o stabilim, să știm. Eram un copil destul de energic așa, uneori certat de părinți, aveam sindromul ăsta al faptului că nu comunicam atât de mult, dar și interiorizam orice sentiment venea din exterior, dar în schimb, nu știu, și adică dacă am fi exclus partea asta a temelor de făcut acasă, bă, era excepțional. Deci excepțional. Fugeam pe terenul ăla de fotbal, jucam fotbal până pe la 7-8 seara când mă lăsau ai mei afară cu colegii de pe acolo, de la școală. Aveam o școală în cealaltă parte a satului, practic. Ne întâlneam. Mama. Și am semicampionate acolo între noi, îți dai seama, o nebunie. Mergeam la seara, fiindcă bunica mea avea animale, mergeam și aduceam vaca de undeva din capătul satului. Mergeam, aduceam vaca, că bunica trebuia să o mulgă după asta pe seară. Mergeam cu bunicul, duceam calul la adăpat să îi dea apă și să-l hrănească în fiecare zi, că îl mai priponea din când în când pe șes pe acolo. E zonă de luncă, practic, zona unde am copilărit. Și toată ziua, uite așa, plimbări, chestii, mă mai uitam la mama cum gătește sau la bunica cum mai are treabă prin jurul casei. Dar toată ziua eram un fel în priză, cum s-ar spune, deși nu făceam mare lucru, dar impactul pentru mine era colosal, având în vedere că toată ziua eram ca un burete, știi? Absorbeam orice fel de informație venită din exterior. Da, nu știu cum să-l numesc, e de neegalat, e un moment așa, de fapt sunt momente inestimabile ca valoare. Eu cred că oricum nu ne-a îngrădit nimeni libertatea, nici în ziua de azi. Eu cred că singur ne îngrădim prin alegerile pe care le facem. Asta, să stăm pe telefon în continuu sau să ne jucăm pe tabletă. Pentru că, vezi, am ajuns să fiu numit, adică îmi spune lumea, o, ce old school ești, că tu te jucai în fața blocului, băteai mingea în fața blocului și eram poftim. Păi da, asta era plăcerea, urla mama. Nici măcar nu cobora, urla de la etajul 2, spunea: Vlad, vino la masă, hai să-ți mai faci temele. Deci era, nu știu, era minunat când ieșeam cu toți prietenii de la bloc și ne jucam fotbal. Și acum când îi aud pe ăștia mici așa de-mi spun mie: bă, moșule, old school, ce făceai tu? Zic, a, pe bune, dar ce faceți voi acum, stați pe telefon? Da, păi asta e acum la modă. Și vezi, e puțin trist, adică eu asta încerc să le sugerez, să le spun: mă, încercați, lăsați pentru o zi telefonul și comunicați, ieșiți, distrați-vă. Eu cred că într-un fel, de asta vorbeam de îngrădirea libertății, că nu poți să te descoperi pe tine, nu poți să descoperi ceea ce îți place să faci, nu poți să-ți descoperi pasiunea dacă stai pe telefon în continuu. Că noi, hai să zicem, la vârsta noastră, plus că fiind în domeniul ăsta, știi și tu, avem nevoie de telefon, să ne promovăm, să postăm alea. Dar să fii copil și să preferi să te joci pe tabletă, mama, asta chiar nu pot să o înțeleg. Și poate aici chiar sunt old school, dar chiar nu pot să o înțeleg. Da, e indispensabilă treaba asta cu tehnologia și ea fiind concretizată în faptul că noi toți, în deosebi copiii și tineretul, stă și petrece foarte mult timp în fața micilor ecrane, că sunt ele telefoane, laptopuri, tablete și așa mai departe, dar... Uite, mă gândeam fix acum, vezi, când îmi dai exemplul ăsta al experienței tale, că tot așa, atunci când eram mic, îmi povestea tata cum crescuse la niște sate depărtare pe acolo și cum se jucau ei pe meleagurile alea și pe dealul și gau și telefonul fără fir și tot felul de jocuri din astea, de care nici măcar nu auzisem, care oricum mi se păreau plictisitoare din capul lor. Atunci când mi le descria și eram, păi nu, ce facem noi acum e interesant. Uite că noi mergem așa și ne jucăm aia și ne jucăm aia și ne mai batem între noi și care e mai puternic și făceam Scandenberg să vedem care... Tot felul de chestii de copilărisme din astea, ei îmi povesteau cum făceau colibe din lupt și fie ce... Tot felul de nebunii și atunci, judecând după mintea de în perioada respectivă, mi se părea o prostie, ce facem noi, e mult mai interesant. Cred că așa gândesc și cei de acum, știi, care sunt în clasele primare, gimnaziale. Când ne aud pe noi cu niște exemple din astea, zic, ce ați făcut? Doamne, Maica Domnului, auzi, uite, acum e fantă, mă joc Formula 1 sau uite, mă joc pe PS3, 4, 5 și așa mai departe.
Așa e, da. Foarte tare. Asta e trist, că totuși, exact ce ai spus și tu, ai noștri tot în aer liber să jucau. Adică nu e diferența atât de mare, că și noi tot în aer liber ne jucam. Dar acum să spui, da, uite, stau cu colegul, bine, hai să zici, în aer liber, pe bancă, dar ne jucam amândoi online pe tabletă, e poftim, ești în aer liber, fă ceva în aer liber, știi? Asta e nasol, de diferența e mult prea mare, adică... Da, cine știe? Cine știe cum o să fie următoarea generație? Da, asta și, o să fie și mai... încotro se îndreaptă lucrurile. În fine, revenind la subiectul nostru și anume școala, că tot o să înceapă școala așa, spune-mi, da, cum erai tu în școală? Erai mai golănaș, erai mai cu minte, erai clovnul clasei, ai făcut vreo prostie, ceva memorabil așa? Să știi că potrivnic firii mele, așa, în primii ani de școală, foarte cu minte, extraordinar de cu minte, pentru că mi-era frică de mama și de feedback-ul ei ulterior și de feedback-ul oricum parental pe care îl primeam săptămână de săptămână și așa mai departe. Chiar aveam grijă și voiam să, sigur, cum are fiecare minte tipul ăsta de mentalitate, adică de concepție, domnule, vreau să-i fac mândri pe ei mei. Ei, eu voiam să-i fac mândri, sigur, ca orice copil la vârsta aia, dar pe lângă asta nici nu voiam să-i supăr. Da, adică da. Care cumva să fac vreo prostie, să fac ceva care le-ar aduce, eu știu, vreun prejudiciu de imagine sau poate le-ar fi rușine cu o anumită acțiune a mea și așa mai departe. Și atunci eram, nu sfânt, Doamne, nici nu vreau să folosesc cuvinte mari. Da, foarte, eram destul de cuminte, destul de ordonat, încercam să nu ies din spectrul niciunei reguli. Foarte, foarte la locul lui, un copil din ăla, așa să învăț foarte bine, numai cu 9 și 10 să mă prezint că altfel iarăși era război acasă. Până când te-ai dezlănțuit? Și da, de prin liceu m-am mai dezlănțuit, așa, n-am fost cel mai cu minte. Am făcut tot felul de lucruri și na, m-am distrat așa pe de altă parte și mi-am ieșit din firea aia destul de introvertită. Și cred că în liceu s-a produs și schimbarea asta care a dus ulterior la motivația mea de mă face actor, de a urma cum ar veni meseria asta vocațională și respectiv facultatea vocațională de la UNTC, că altfel nu cred că se întâmpla. Cred că eram acum undeva prin cadrul armatei negreșit. Eu. Negreșit, da, da. Păi na, tata și-a dorit mult și eu îmi doream, dar mi-era frică oareșcum și mi-era frică pentru că așa s-a întâmplat, așa au fost lucrurile atunci. Poate că n-a fost o comunicare atât de bună, astfel încât să înțeleg poate avantajele unei astfel de decizii și mi-era frică de presiunea ce se va crea cu timpul. Știi, bă, uite, dau la, mă duc la academie sau așa, urmez asta, dar ce o să se întâmple după asta? Sau acolo o să fac față, poate, și așa mai departe. Tot felul de presiuni din astea, atât din exterior, pentru că nu știam ce va urma, dar și din interior, pentru că mă gândeam cum vor percepe ai mei toate lucrurile astea, dacă o să reușesc să ajung la, nu știu, acolo unde cred ei că ar trebui să ajung, tot felul de pitici din ăștia sau de gânduri parazitare pe care le aveam și datorită sau din cauza lor că nu știu deocamdată cum e mai bine, eu sunt împăcat așa cum sunt, dar ți-am zis că uneori mă mai duce gândul așa, mă mai apucă câte un gând din ăsta, pentru că am o fire orientată spre tipul ăsta de rigoare, de profesionalism, de seriozitate și... Na, adică nu sunt cel mai extrovertit om din lume, nu sunt omul care se exteriorizează cel mai mult și atunci de multe ori am latura asta foarte exact așa, foarte fixistă și sigur nu cred că mi-ar fi stat rău în postura asta. Așa cum spuneai, în liceu ai descoperit, dar când s-a întâmplat declicul? Ce s-a întâmplat mai exact de te-ai întors 360? Am mers cu drumul și cred că... Toate părerile, toate comentariile din jurul meu, din cercurile în care eram, mă refer la cele din liceu, prieteni, cunoștință și așa mai departe, astea cred că m-au schimbat așa, pentru că într-adevăr eram setat pe anumite lucruri, pe anumite valori, doar că făceam parte dintr-o trupă de teatru de amatori în liceu, mai făceam pe lângă asta niște scenete pe care le mai scriam eu, mă uitam pe la Vacanța Mare, pe la tot felul de emisiuni de la TV, înclopeam acolo niște texte și cu ajutorul directorului de la Casa de Cultură din vremea respectivă, din Huș, de la mine, din orașul în care am făcut liceu, făceam spectacole la care veneau oamenii și veneau într-un număr considerabil, nu te gândi că nu era ceva. Am primit practic aprobările din partea celor, din partea multor alți oameni și atunci mi-a vorbat, s-a creat suciul ăsta și m-am gândit,
bă, n-ar fi interesant să... Hai să încerc. Lumea zice că nu e fi cel mai prost. Acum hai să vedem. Și așa e, am mers cu drumul, dar tot timpul aveam în spate. Uite, apropo, iarăși de școală. Să nu cumva, să... Oricum în liceu n-am fost, am luat toate notele posibile, știi cum, bă, nu ești elev, dacă iei și aia, și aia, și aia, le-am luat pe toate, le-am atins sistematic așa de la 1 până la 10, sigur că cu preponderență a fost, m-am încadrat în partea de sus a clasamentului, dar am atins nota orice. De trecere. Da, orice notă am, n-am ratat-o. Cum e timpul ca și trecut, dar vreau așa, înainte de final, să spun cât de frumos, uite, am străbătut tot traseul tău școlar. Ai ajuns la un ATC, l-ai și terminat cu brio și în afară de asta am și lucrat împreună la proiectul Sacrificiu, care... Exact, corect. Și am și lucrat împreună, afară că am fost colegi de facultate, am lucrat împreună la serialul Sacrificiu, care reîncepe ultimul sezon, începe chiar astăzi, chiar acum când se dă interviul ăsta, în câteva ore, la ora 10 și jumătate pe Antena 1. Zi-mi așa două vorbe, cum e, știi că ăsta e sezonul final, spune-ne puțin despre sezonul ăsta, cum au fost ultimele zile de filmare, așa, pe scurt. Băi, n-au fost plăcute ultimele zile de filmare, atenție, nu spun că n-au fost plăcute din prisma faptului că mi-au provocat vreun sentiment aiurea, ci n-au fost plăcute pentru că filmezi cu gândul că, uite, se va termina, că a fost un proiect de suflet lângă niște oameni dragi și atunci fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îi cunoști sau nu, pe parcursul timpului te atașezi, e inevitabil și e și frumos că se întâmplă așa și e durerea aia în suflet, știi? Știi că faci ceva, dar știi că se termină și așa e și finalul, practic, e cu tăcere. Nimeni nu spune nimic, toată lumea parcă mai trage încă o secvență, încă o dublă. Încă o dublă, exact. Fugim un pic momentul final și atunci filmezi cum ar veni cu gândurile astea în cap și nu e același lucru, nu e aceeași senzație în care vii dimineața și spui, băi, nu nimic, e ziua lungă, da, am secvența. Mai avem o grămadă până... Da, sau mai avem o grămadă și nu e în calcul momentul ăsta, oricând se apropie momentul, când te confrunți cu el, e mult mai dificil și... Se mișcă sentimente, așa, te mișcă, e destul de emoționant așa să te apropii de final, având în vedere că a fost o perioadă trainică de filmat. Până la urmă, da, e un alt capitol care s-a încheiat, adică întotdeauna eu așa văd fiecare proiect. Fiecare proiect a reprezentat un capitol important din viața mea și Sacrificiu, din păcate, acum urmează să-și întâlnească marele final. Fiți alături de noi în fiecare miercuri de la ora 22 și 30 de minute pe Antena 1. Denis, îți mulțumesc mult de tot, sper că ești bine. De altă dată și drag, ne auzim oricând. Sper să treacă anul ăsta cât mai repede, să-l ștergem din memoria noastră și să avem un 2021 care să vină cât mai repede, să fie cât mai bun. Denis, te pup, te îmbrățișez tare și îți mulțumesc încă o dată. Hai, Doamne ajută! Pa, te-am, pa, pa. Te-am.